salat. Scenariul va fi unul simplu. Avem o boxă care la începutul meciului va porni alarma din ea. Boxă la care cealaltă echipă trebuie să traverseze terenul și să caute cheia ca să dezlege boxa, să o ducă în baza lor. Cealaltă echipă, la fel cum unii dețin avantajul boxei mai aproape de ei, a bombei, cealaltă echipă deține avantajul posesiei cheii. Unii trebuie să folosească cheia, să-și ieie boxa, să o aducă la ei, ceilalți, având boxa, trebuie să ducă să-și ieie cheia, să dezlege boxa și să-și o aducă la ei. Deci de când ați auzit boxa că pornește 5 minute pe ceas, puteți să intrați pe teren. Să avanseze cineva pe flancul drept. Noi ca și club am început activitatea prin jurul anului 2008 ca o grupare de 2-3 airsofteri. Încet, încet în timp a crescut. Am prins noi adepți care să facă mișcare în weekend, să vrea să deie drumul la energia captată timp de 5 zile la birou, să iasă pe teren, să alerge, să facă aceste simulări de lupte reale, de preluare de ostatici, de transportat obiective, de capturat obiective, astfel încât să-și pună la încercare toate skillurile posibile și de ce nu să și le și cizeleze. Airsoft-ul e un sport în mare parte de weekend. Cum ziceam, multă lume de la birou sau din fabrică iese unii la fotbal, alții la tenis, alții la airsoft. E un sport care îți dă libertatea să faci aproape tot ceea ce vrei, atât timp cât respecti câteva reguli de bază, purtarea echipamentului minim obligatoriu, a normelor de siguranță în folosirea și exploatarea replicilor de airsoft. Și ceea ce trebuie să știe lumea, nu poți să te plimbi pe stradă cu pușca așa, că wow, ce cool e și ce interesant poți să fii, ci asta trebuie să o ții acasă, în dulap, în cutie, nu să o scoți în public pentru că poate fi tratată ca și o armă reală, letală. Nu e un sport periculos. Eu joc împreună cu fiul meu de 11 ani. El joacă deja de un an airsoft, atât timp cât respecti măsurile de protecție, cască, ochelari, echipament adaptat impactului cu bilele. Bilele sunt foarte mici, au doar 6 mm. Nu rănesc atât timp cât respecti regulile de angajare ca și distanță, adică să nu tragi de la o distanță mai mică de X metri în funcție de puterea replicii. Investiția pentru un începător în airsoft constă într-o replică în funcție de gusturile omului. Mie îmi plac cele electrice, alții își doresc snipere, alții vor să joace cu pistol și de aici poate să varieze pistoale de la diferite modele și mărimi și prețuri. Baterie de rezervă, că se consumă, ele sunt ori pe gaz, ori pe baterie, dar 90% din replici sunt pe curent. Și atunci trebuie să ai o baterie de rezervă,
un încărcător de schimb și, evident, echipamentul de protecție fără care nu începi, chiar dacă nu ai încă replici. Ceea ce folosim noi sunt replici, cum spuneam, sunt reale, 1-1 ca și look, cu una adevărată, cu una letală, folosită de echipele speciale, cei autorizați să folosească arme letale. Nu ai voie să te plimbi cu ele pe stradă la vedere, nu ai voie nici barem să o scoți din mașină și să te duci în casă cu ea, tot așa, flendurând-o, pentru că poți fi considerat un răufăcător și să fii tratat ca atare. Din câte știu, este amendă penală pentru așa ceva. O husă, o pătură, un cearceaf, un veleștiu, astfel încât să nu fie vizibilă și să nu intimideze oamenii mai slabi de îngeri sau chiar mai precauți. Airsoft e un joc de gentleman, chiar dacă ești doamnă sau domn, tot gentleman trebuie să fii, pentru că este un joc responsabil, în care nimeni nu te trage de mânecă să zică ai fost nimerit, recunoaște. Trebuie fiecare să aibă responsabilitate și să recunoască. Un începător poate să vină liniștit la oricare dintre meciurile noastre ce le anunțăm pe grupul de Airsoft Timișoara, pe Facebook sau pe Telegram, tot Airsoft Timișoara. Acolo poți să afle minimum de echipament necesar, le putem da replici, bile, tot ce au nevoie, astfel încât să încerce și să vadă dacă le place și dacă se pot alătura pe viitor la toate celelalte meciuri ce le organizăm. Nu există limită de vârstă, de la 16 ani în sus recomandat, nu există limită de sex, de pricepere, toată lumea care e dispusă să învețe și să facă mișcare, să se distreze 2, 4, 6 ore alături de noi în weekend sau după amiezele, e binevenită. De ce e sau și nu șah? Asta, pasiunea, nu știu, dintr-o joacă. M-am zis, hai să merg să ne jucăm, eu taică-mi mai mulți. M-am dus, m-am jucat și după o săptămână mi-am luat tot, echipament, arme, pistoale, tot, și deși joc. Și adrenalină foarte multă, dar și multă frică, din cauza de la alte replici care s-ar putea să te plesnească urât, cu viteze foarte tare. Și doare, doare? Unele mai dor. Pasiunea pentru Airsoft a venit după jocurile de paintball și mergând de foarte mult timp la Timișoara să particip la paintball. Așa a venit, făcându-se la Sunicolau Mare un teren de airsoft, așa am ajuns să rămân la Sunicolau și să fac o pasiune din airsoft. Pe lângă servici, m-am gândit că este bine un sport, mult mai mult ca și fotbalul. Pentru că la fotbal te mai accidentai, te mai loveai. Și acum, pe lângă în timpul liber și în weekenduri, întotdeauna mă duc să particip la acest joc și care îmi place foarte mult, pentru doar că este o investiție un pic mai mare, mai ales dacă și pierd din încărcătoare sau astea sau pistolul. Îți pierd foarte multe și atunci chiar sunt unele foarte scumpe. Dar este un sport foarte plăcut, foarte bine gândit. Este ca și în viața când mergi în armată. Sunt misiuni pe care trebuie să gândești, sunt misiuni care ai hărți, care trebuie să știi să le citești, să știi să citești, să mergi pe punctul care trebuie să-ți termin misiunea și întotdeauna trebuie să fii foarte corect cu colegii și cu adversarii, să recunoști atunci când bila te-a lovit, pentru că altfel devin certuri și după aia tot mai mică o să fie echipele de airsoft. Team leader de la West Rangers din Sinicolau Mare, o distracție de duminică. Și la tine pasiunea pentru airsoft, cum a apărut? A apărut acum vreo 15 ani, 10 ani, nu mai știu exact. Din facultate, tot așa, de la paintball, chiar vorbisem cu cineva de aici, tot de la paintball, și pe urmă am cumpărasem o armă de airsoft și am aflat de niște băieți care jucau pe la Sinicolau și respectiv Cenad și evident că nici n-am mai așteptat să fiu invitat, autoinvitat. Și de atunci fac continuu chestia asta, dar la modul extrem. Dulapuri pline, arme peste tot, bile. Toată lumea știe de pasiunea asta, toată lumea știe ce fel de bile, cu ce fel de bile se joacă, cu ce tip de armă, cum funcționează. Ne strângem de obicei noi de noi și discutăm de ale noastre. Un mod bun de
de relaxare și de, cum să zic, de mișcare în aer liber, de sănătate curată. Și e periculos? Păi, dacă nu ești atent, poate să fie periculos, dar tocmai asta e, că e o luptă de supraviețuire, ești atent la bile, la adversar, la mișcări, la un alta, ești atent și la teren.